în special a celor cu violență și gestionarea situațiilor de urgență, incluzând aici și intervențiile medicale ale SMURT. Alte priorități ale dispozitivilor mobilizate de sărbători sunt fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor de circulație și reducerea timpului de așteptare la punctele de frontieră. Aproape 11.000 de polițiști vor acționa la nivel național în mod suplimentar față de dispozitivul curent pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea și siguranța cetățenilor. De asemenea, în stradă vor fi 1.800 de polițiști rutieri, sprijiniți de 6.800 de polițiști de ordine publică, întrucât ne așteptăm ca, începând de mâine, valorile de trafic să crească semnificativ, având în vedere că mulți români își petrec această mini-vacanță în stațiuni montane sau la rude și alte localități. Poliția română va avea în teren 415 radare pentru a-i descuraja și sancționa pe cei care pun în pericol siguranța în trafic. În aceste zile, în parteneriat cu polițiile din Ungaria și Bulgaria, vor avea loc acțiuni în oglindă de monitorizare a traficului rutier pe drumurile care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei. Cu toții ne dorim să nu avem tragedii pe drumurile publice și este obligația noastră să luăm toate măsurile pentru a preveni acest lucru. Pentru a sprijini misiunile poliției, am dispus ca un elicopter al Inspectorului General de Aviație să desfășoare misiuni de supraveghere a traficului rutier pe cele mai aglomerate rute. Vreau să profit de prezența dumneavoastră, a presei, pentru a recomanda conducătorilor auto să circule prudent și să se informeze din timp cu privire la eventualele rute ocolitoare în cazul traseelor aglomerate. Atenție mare la drumurile montane, unde mai sunt zone acoperite de zăpadă și unde sunt necesare anvelopele de iarnă. Domnilor și domnilor, ca de fiecare dată, în prezența și în preajma sărbătorilor, se intensifică activitatea comercianților de produse alimentare și implicit crește riscul de a avea pe piață produse expirate sau contrafăcute, depozitate în condiții improprii, care pun în pericol sănătatea oamenilor. De la începutul acestei luni, poliția împreună cu direcțiile sanitare, veterinare și alte structuri specializate ale statului și-au intensificat controle în piețele agroalimentare și în centrele comerciale pentru prevenirea și identificarea situațiilor de risc pentru sănătatea publică. La nivel național, în ultima săptămână au fost efectuate peste 7.800 de controle la comercianți, fiind înregistrate 207 dosare penale și aplicate 3.881 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 5 milioane de lei. În urma acestor acțiuni au fost confiscate sau indisponibilizate aproape 156 de tone de produse alimentare, fără documente legale, precum și 2 milioane de litri de vin. Aceste acțiuni vor continua și în zilele care au mai rămas până la sărbătorile de Paște. Pentru întărirea climatului de ordine publică și pentru prevenirea infracțiunilor judiciare stradale, în aceste zile de sărbătoare, efectivele de jandarmi vor fi suplimentate, ajungând la o medie zilnică de peste 6.000 jandarmi în misiune. Jandarmeria română va asigura măsurile de ordine publică, acționând în principal în preajma bisericilor, a mănăstirilor, acolo unde se vor desfășura manifestări religioase, dar și în zone cu potențial criminogen ridicat. În stațiunile montane și pe traseele turistice avem mobilizați 259 de jandarmi montani, care alături de serviciile Salvamont sunt pregătiți să intervină pentru ajutorarea celor aflați în situații dificile. Stimați colegi, suntem în luna aprilie, dar în cele mai multe dintre stațiunile montane este încă zăpadă. Ne așteptăm la un aflux de turiști în aceste stațiuni și trebuie să fim pregătiți să-i sprijinim pe cei care s-ar putea aventura pe trasee încă nedeschise sau care pornesc la drum fără echipament corespunzător. Siguranța oamenilor este principala noastră prioritate. Și tocmai de aceea, pentru
următoarele zile am suplimentat și forțele Inspectoratului General pentru situații de urgență. Zilnic vor fi la datorie peste 4100 de pompieri pregătiți să acționeze pentru gestionarea oricărei situații în care viața oamenilor este pusă în pericol. O altă componentă importantă a activității pompierilor în aceste zile este prevenirea. Pentru respectarea obligațiilor legale pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, în această săptămână pompierii au efectuat peste 2500 de controle la lăcașuri de cult, hoteluri, pensiuni, unități comerciale și spații cu aflux mare de persoane. Aceste misiuni vor continua până la sfârșitul săptămânii, urmând a fi identificate și înlăturate cauzele potențial generatoare de incendii, precum instalațiile electrice improvizate sau cu defecțiuni. Din punct de vedere operativ, în noaptea de înviere, peste 2300 de pompieri vor fi în misiune în zona mănăstirilor și a bisericilor unde se vor oficia slujbele de Paște. Pentru asigurarea intervențiilor medicale de urgență vor fi disponibile în fiecare zi 285 de echipaje SMURT și 745 de echipaje de ambulanță în întreaga țară. De asemenea, pentru această perioadă sunt pregătite 13 elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne care vor asigura misiunile aeromedicale. O atenție deosebită vă cer să acordați zonelor în care s-ar putea produce inundații ca urmare a ploilor din ultimele zile. Așa cum probabil vă amintiți, sărbătorile de Paște de anul trecut au fost marcate de inundații care au afectat zone importante din țară și a fost nevoie de intervenția noastră pentru ajutorarea oamenilor. De aceea, doamnelor și domnilor prefecți, vă cer dumneavoastră, dar și șefii inspectoratelor județene pentru situații de urgență, să urmăriți cu atenție evoluția fenomenelor meteo pentru a acționa la timp, dacă și unde va fi nevoie. Stimați colegi, așa cum ne-am obișnuit de sărbători, românii care muncesc în străinătate se întorc acasă, la familii, alții își petrec mini-vacanța în străinătate. De altfel, încă de la începutul acestei săptămâni, valorile de trafic au înregistrat creșteri, în special în punctele de trecere a frontierei din vest. Am cerut conducerii poliției de frontieră să ia toate măsurile pentru ca timpul de tranzit la trecerea graniței să nu fie mai mare decât cel absolut necesar. Pentru realizarea acestui control operativ și fluent, dar și pentru evitarea aglomerărilor, în aceste zile vor fi la datorie aproximativ 3000 de polițiști de frontieră. Totodată, în funcție de valorile de trafic, numărul arterelor de control din punctele de trecere a frontierei va fi mărit, astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai redus. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, pentru cei mai mulți dintre români urmează câteva zile libere, bine meritate, alături de familie și prieteni. Pentru Ministerul Afacerilor Interne urmează zile de mobilizare maximă. Acestea sunt momentele care fac diferența dintre militari, funcționarii cu statut special și alți lucrători din sistemul public. De aceea este normal să ne batem în sensul bun al cuvântului pentru angajații din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale să le fie respectate toate drepturile. Pentru că acești oameni muncesc și își fac datoria așa cum se cuvine, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, indiferent că este sâmbătă, duminică sau sărbători legale. Pentru acest efort vreau să le mulțumesc tuturor polițiștilor, tuturor jandarmilor, pompierilor, polițiștilor de frontieră și celorlalte structuri operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia sunt oameni de al căror efort depinde liniștea acestor sărbători. Îi asigur pe români că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne am luat toate măsurile preventive pentru ca aceste sărbători să fie sărbători liniștite. Pentru a avea un climat de sporit, de siguranță și securitate, avem în teren un număr mare de forțe, dar și rezerve cu care putem interveni suplimentar dacă situația o va impune. Misiunile complexe din aceste zile vor fi coordonate de Centrul Național de Conducere Integrată, care funcționează permanent 24 de ore în sediul Ministerului Afacerilor Interne.